Mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor. A apărut un nou număr al revistei Income Magazine și am ales astăzi să vorbim despre un subiect din acest nou număr al revistei. Un subiect foarte, foarte interesant și foarte actual. Nunta la români. Nunta la români între un împrumut mascat, un fel de ceare mascat și falimentul personal. Tot mai mulți tineri își doresc ca la început de drum să organizeze nunți fastoase, foarte, foarte scumpe, dar aceste nunți îi lasă cumva în gaură financiară decât să îi ajute să pornească la drum, cum se întâmpla în urmă cu 10, 20, poate chiar 30 de ani. Ioana Erdei de la Income Magazine este în direct cu noi, a documentat acest subiect. Bună dimineața, Ioana, îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Unde ne poziționăm mai exact în ceea ce privește nunta? Care este rezultatul acestei bătălii, dacă putem să-i spunem așa, între ghilimele, între vechi și nou? Bună dimineața tuturor! Colegii mei care au scris la revistă, respectiv Răzvan, este cel care a documentat mai bine. Este o analiză foarte serios făcută pe un subiect extrem de important pentru noi, un subiect social, să-i spunem, o tradiție care se readaptează și care nu mai înseamnă ce a însemnat pentru părinții noștri. Avem acolo, de fapt, două exemple din aceeași familie. Părinții care în 1993 au făcut o nuntă, de la care au avut un profit, să-i spunem, de $3.000, cu care au reușit să-și cumpere chiar o locuință. Jumătate din valoarea locuinței reprezentau acei $3.000, iar astăzi copilul lor, fiica lor, are o nuntă care costă undeva la $40.000 și speranța lor este să iasă cel puțin pe break-even, respectiv să-și recupereze investiția. Doar rochia pe care și-au ales-o, ei fiind din Timișoara, de la un designer din București, costă undeva la €2.000, costumul mirelui undeva la €1.000, este complet diferit felul în care se poziționează tinerii față de nunta astăzi. Există un apetit foarte mare pentru nunți fastoase, spun specialiștii pe care colegii mei i-au apelat în acest demers de a realiza această analiză. În același timp, numărul căsătoriilor în ultimii 10 ani a scăzut dramatic. Însă atunci când se întâmplă cu siguranță fastuos. Este o analiză foarte interesantă și mai avem și altele reviste pe care vă invităm să le descoperiți. Avem și un interviu exclusiv cu Ministrul Sănătății și acolo vorbim despre medicamentele generice ieftine, alea care sunt foarte importante exact pentru categoriile vulnerabile de români, care riscau să dispară de pe piață și felul în care Ministerul a decis și a reușit să le păstreze pe piață, pentru că nu erau rentabili să fie aduse de distribuitori și ținute în farmacii de către farmaciști. Vorbim de asemenea despre acele spitale regionale, vorbim de 16 ani în România despre construcția de spitale regionale. În sfârșit, în luna septembrie se pune prima cărămidă sau se începe construcția fundației pentru primul spital regional la Iași. Vorbim inclusiv despre acele 19 milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care statul român nu-și dorește să le mai plătească, undeva la câteva sute de milioane de euro, bani aruncați inutil, spune Ministrul Sănătății. Avem și un interviu foarte interesant cu un doctor cardiolog, care este și antreprenor, Barga Enaiati, foarte cunoscut pentru afacerile destul de mari pe care le-a avut în domeniul medical, lanț de clinici private, acum are un oraș medical, așa cum îl numește el, care vorbește foarte mult și despre credință, dar și despre faptul că el niciodată n-a încetat să facă muncă voluntară și astăzi, după multe afaceri reușite, în fiecare săptămână face consultații gratuite pentru toți oamenii care nu își permit astfel de consultații, special pentru copii. Ce să vă mai spun? Vorbim inclusiv despre felul în care băncile fac profituri de pe urma dobânzilor mari pe care le percep către clienți, respectiv către noi. Vă invit să citiți toată revista și, în primul rând, vă invit să priviți din prisma felului în care trăieți și a rudelor și a prietenilor această analiză de care vorbeai tu, cea despre nunți. Mulțumim foarte mult, Ioana Erdei de la Income Magazine, pentru intervenția în direct. Așadar, găsiți, doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta Income Magazine, un număr nou-nouț cu foarte, foarte multe subiecte interesante, printre care cele enumerate puțin mai devreme, atât de mine cât și de Ioana, nunta la români și un interviu în exclusivitate cu Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.